Festivalul Național de Interpretare și Creație a Romanței Românești Crizantema de Aur a ajuns la ediția 55 și are ca temă Romanța Tezaur Cultural Național. Organizatorii doresc înscrierea romanței în patrimoniul UNESCO. Ediția se desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Avem noutăți excepționale la o ediție excepțională jubiliară, bineînțeles cele două secțiuni de concurs, interpretare și creație, cu interpreți, concurenți foarte valoroși la ambele secțiuni. Au fost selecționați prin preselecții regionale pentru interpretare și preselecție națională pentru creație și, bineînțeles, concerte extraordinare în fiecare seară. În prima seară, concertul extraordinar Doga, Eugen Doga, omagial, realizat împreună cu Orchestra de Camera Operei Craiova, cu mari artiști și laureați ai Crizantemei de Aur. Festivalul Național de Romanțe, Crizantema de Aur, ediția 55, va fi transmis în direct pe posturile TVR3 și TVR Craiova în fiecare seară de la ora 18.